2000 de euro pe produse de la Supreme. Fes Supreme. Șosețele Supreme. Balaclava se numește asta. Ăsta este un breloc. Ce doamne iartă-mă asta. Dar uitați-vă cât de șmecher este, fraților. 1.000.000 un kilot. 600 de euro, de înțeles. Îmi plac foarte mult hainele astea sport. Lakers pe tricou ăsta. Din gama baseball. 3.000-3.500 de euro. Hăți cu lapte, hăți cu vlog, hăți cu bună dimineața. Trezirea. Hai, urcă-te, haide! Hăți cu bună dimineața, Jonuțule. Problema zilei este dacă pui cutia în dreapta, unde se mai urcă cheluțul? Păi cheluțul să stea jos, pentru că el nu prestează astăzi. Dacă presta, avea voie să fie pe canapea aici. Astăzi facem ceea ce se supranumește, Jonuțule, căci prima oară când am auzit, mi-a luat-o mintea razna. Howl, scris Howl, se pronunță Howl. I'm sorry, Jonuțule, mi-am dat seama ulterior de ce nu prea înțeleg despre ce este vorba. E o chestie care este mai mult în trendul vlogărițelor decât al vlogărilor, dar pentru că e o chestie foarte mișto. De ce nu am face-o și noi? Sunt un pic răgușit și fonfăit, pentru că am răcit după vlogul de ieri cu Teo Zeciu, am plecat transpirat de acolo, plin de adrenalină, nu simțeam vâjul, deja a început să se răcorească seara și pentru că am venit decalotat, Jonuțule, cu Lamborghini-ul, de fițele costă, m-a luat un pic fonfăiat. Vă spuneam, sau nu știu dacă am apucat să vă spun, că am avut un colet pe care am pus mâna cu greu, pentru că este un colet care a venit din state. De multe ori când muncesc foarte mult și mai am și eu timpul meu de câte o oră, două liber în hoteluri, îmi mai comand și eu de pe site-uri ca să mă simt și eu bine, că teoretic asta mi-a mai rămas să mă fericească. O comandă pe internet. Da, știu, sună trist, dar nu e, vreau să fac să pară mai dramatic. Și ce am făcut? Am intrat pe site, Jonuțule, și m-am trezit cheltuind de la o cagulă pe care am luat-o pentru o chestie pe care o pregătim pentru această iarnă. M-am trezit cheltuind 2000 de euro. Nu aruncați cu pietre mine, că sunt munciți tot de mine, fraților. Și dacă știți cu regula. Dacă asta mă face pe mine fericit, merg înainte cu surle și trâmbițe. 2000 de euro pe produse de la Supreme. Da, știu că Supreme nu mai e pe mare hype. Mai mult de atât, pentru că vrem transparență totală. Ia vezi, mă, că nici n-a fost. Uite ce. Dar de ce mi-a arătat mie? Sau asta e fără? Asta cred că e doar de la ei și site-ul de pe care am comandat și-a mai pus și el peste. Pentru că la mine figura 2000 de euro și o să vă arăt numai de nervi. O să vă arăt toată treaba asta în ING. Deci fii atent, factura de la ei este de 1500 de dolari, da? Și eu am plătit 2000 de euro. Deci site-ul care a făcut cât... A, păi stai mă, dar sunt și taxele. Că site-ul mi-a plătit taxele. Hai să nu fiu idiot, gata. Acum mi-am dat seama. Deci 1500 de euro comandă, 2000 de euro taxe, Jonuțule. Și s-a dotat fratele vostru în cel mai suprim mod posibil. Vreți să le spunem și cu preț în paralel, dar trebuie să scrie prețul pe el, a? Nu, nu scrie. Fiți atenți. Fes Supreme. Începem să le punem, fraților. O să se strice freza până la sfârșit. Îl pun la mișto, vă dați seama că dacă îl pun de tot, o să mi se strice freza. Bun. Și o luăm așa. Fes Supreme a costat 100 de euro. Bine, 92 de dolari cu taxe, probabil 100 și ceva de euro. Șosețele Supreme costă 52 de euro. Perechea, mâncați-a și inima ta. Vă dați seama ce am făcut eu în tot acest timp, Jonuțule, cât am comandat șosete de 52 de euro bucata. Nici nu mai amintesc ce am comandat, sincer. O să fie un unboxing pe care îl facem împreună. E ca și cum zici că am primit un cadou. Dar ce crezi? N-a fost cadou. În continuare, uite-mă, de la asta s-a plecat. Bă, dar asta vă spun sincer, că pe mine mă va face foarte fericit când va fi să fie. O să înțelegeți voi la iarnă despre ce e vorba. Ia uitați-o, uitați-o, mâncaia și gurița ei cum arată. Fiți atenți aici să vezi și să nu crezi. Uite și tu ce mi-am luat. Uite-te și tu ce am putut eu să-mi iau, da? Mi-am luat asta. Mi-am mai luat tot de la... Am luat totul numai pe roșu, deși Supreme are și alte colecții, Jonuțule. Am preferat să fie totul pe roșu pentru că mi se pare reprezentativ lor. Ia fiți atenți aici. Mai departe, stai să vedem cât a costat și cagula. New York Yankees Kanji Teams Lightweight Balaclava se numește asta. Balaclava, țineți minte. Stai mă că nu mai pot că... Mi-am luat o pastilă de gât și tot mentolul îmi venea în ochi, da? Deci balaclava asta, să vă vine să cădeți sau nu știu că a fost scumpă. 170 de dolari, cu taxe 200 și ceva de euro. Deci zăpăcenia asta, da? Ca să înțelegeți. Merge mai departe. Dar este prima oară în viața mea când îmi comand și eu ceva Supreme pe bune, deci no joke. Ăsta este un breloc pe care mi l-am dorit foarte mult pentru că cu siguranță el va atârna la una dintre gențile mele. Am brelocuri foarte mișto la toate gențile și atunci am zis haide să am și de la ei ceva interesant. Vă spun imediat cât a costat și brelocul, că mă gândesc că mai smart este să mă uit la două lucruri deodată. Ce doamne iartă-mă asta? Ah, asta e tot pentru gama aventurile din iarna aceasta, Jonuțule. Deci nu o să vă vine să credeți ce am aici. Nici ce corii se strâmbă în spatele camerei. Ce credeți? Nu, ce ai? Cuțita și un Supreme. Vă dați seama că eu de la ordinar pe care le iei la 10 lei, știi ce zic? Care poate să fie și ungheră, dar uitați-vă cât de frumos este, Jonuțule, adică despre ce vorbim. La sfârșit o să le și împachetăm cum trebuie. Hai să ne îndreptăm acum și către prețuri, Jonuțule. Deci avem keychain, stați așa. Mai extraordinar cât a fost. 120 de euro, fraților, adică 103 dolari. Eu pun și taxele când vă fac. În calar tata, poate nu faci... Da, uite, înspre apărarea mea e din piele, vedeți, da? Acolo la mijloc. Și ăsta cum s-o numi? Asta
stai așa, că deja văd că s-a cam terminat factura. Knife Keychain, ăsta a fost 100 de euro și ăsta a fost 80 de euro. Eu adaug și taxele, repet, pentru că veți fi văzut probabil prețurile pe factură. Mergem mai departe, Jonuțule, și vă arătăm acușica tot pe lista. Oh, ăsta mi l-am luat, fiți atenți, să vedeți cât de mare este, doamne, doamne, Jonuțule, pe acesta. Mi l-am luat înainte să ajungem în Berlin, parcă presimțind că o să mă dau și pe chestii de genul ăsta. Fiți atenți despre ce este vorba și pe ăsta vreau să-l și probăm, pentru că arată senzațional. Iertați mizeria făcută, dar uitați-vă cât de șmecher este, fraților. Și o să-l vedeți imediat și pe cel luat din Berlin. Și acum, dacă tot este haul, Jonuțule, hai să fie până la capăt, să vă arătăm și cum vin lucrurile pe care le-am luat. Plus că cu ocazia asta nu mai răcoresc și eu. Am mai luat și un tricou tot de NFL, tot înainte să ajungem în Berlin, Jonuțule, de unde, dacă ați văzut pe Instagram sau aici pe Fugă pe Vlog, am luat alt tricou de NFL. Deci mi se pare că, doamne, doamne, le-a pupat la fix. Hai să vedem cum vine și ăsta. Sincer, materialul de la NBA mi se părea mult mai mișto decât ăsta. Asta mi se pare un pic mai chicios, dar croiul este senzațional și mi se pare genial. E un pic satinat, așa scria și pe site, adică nu m-a mințit nimeni și mi se pare foarte cool. Obiectiv vorbind, haideți să facem treaba până la capăt, Jonuțule. Obiectiv vorbind, și ăsta este tot în gama asta de materiale, dar o să vedeți când o să-l probăm imediat, când trecem la cumpărăturile din Berlin. Mai departe pe lista Supreme, Jonuțule, avem așa, stați să ne uităm bine, Mitchell & Ness Satin Baseball Jersey a fost, wow, 350 de euro. Ce-ar ce a fost a satinat, fraților, ca să înțelegeți și voi. Dar aici este vorba de brand, de marketing, pentru că până la urmă știm cu toții că poți găsi haine la fel de calitative și la Zara, poate, sau la magazine unde ele nu costă atât de mult, însă normal că brandul va costa. Mi-am luat acești chiloței care nu mi s-au părut deloc scumpi și, dacă nu mă înșel, sunt și cu cracii destul de lunguți și sunt două perechi, fraților. Mi se pare interesant, este noul print de la ei, bandana How How, și au costat boxer briefs, două perechi, uite, asta mi se pare chiar decent, frate. Două perechi, 50 și, ai zis, 60 de euro, adică 30 de ori perechi, adică un milion un kilot. Sincer, sunt cam ca la Calvin Klein și diferența între Supreme și Calvin Klein o știm cu toții. Iar last but not least, Jonuțule, la suma de, țineți-vă bine că de aici, aici mi-am dat seama că o să sară factura în aer, 539 de dolari, deci cu taxe undeva spre 600 de euro, Jonuțule, dar este ceva, ceva, Jonuțule, uitați-vă aici. Plus că, să nu uităm că astea de la Supreme de multe ori sunt lucruri care în timp se valorifică foarte tare. Bine, asta dacă le ții probabil în vitrină, să nu se așeze musca pe ele. Eu o să le port la concerte, că de aia le-am cumpărat. Dar uitați-vă cât de șmecher este. Și e cu mâneci lungi, Jonuțule, mi s-a părut super tare. De cum l-am văzut pe site, m-am îndrăgostit de el. Deci bang, mi se pare că e altceva. E altceva decât ce vezi în România. Îmi plac foarte mult hainele astea sport și, evident, nu cu blugi rupți, cu ce trebuie îmbrăcat. Arată senzațional. Ăsta este și spatele, Jonuțule. Facem un pic de curățenie și continuăm cu tot ce am luat din Berlin, revenind cu unele probate care îmi plac cel mai mult și altele doar arătate. Bum. Apropo de colecția de costume NBA, Jonuțule, și tricouri de basket și baseball și NFL, trebuie să vă mărturisesc ceva. E clar că ăsta micul nu mai vrea, mă. A tot auzit de 15 Pro Max, vine vineri, 22 septembrie, stați geană, suntem primii, vom fi primii întotdeauna la telefoane, pentru că, în primul rând, sunt unelte de muncă, nu aruncăm banii pe lucruri pe care nu le folosim neapărat, cum ar fi în cazul mașinilor, deși nici acolo. Și acolo e discutabilă situația atunci când ești pe drumuri toată ziua. Însă, venind vorba de colecția mea de costume NBA, Jonuțule, mi-am amintit de o doamnă care m-a oprit pe stradă și mi-a spus: Dorian, ai postat video ăla cu colecția de Adidas, te rog, nu mai pune așa ceva, că m-a omorât fiul, vrea și el. Mare atenție, fraților, absolut tot ce vedeți aici este luat din bănuții mei munciți de mine, iar când eram pe banii mamei, ca să vă spun așa, mai mult de dă și mie de facultate și de ce îmi trebuie acolo, nu ceream, pentru că știam că nu are. Salariul de profesoară a fost, este și va fi la fel. Și anume foarte slab și foarte prost. Așadar, pentru cei care se uită la vloguri și se duc acasă și le cer părinților ce vedeți la mine, fraților, amintiți-vă încă o dată ce vă spun întotdeauna: muncă, muncă, muncă și noaptea și ziua, muncă, 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 niciodată piua. Și acum o să vă arăt pe rând costumele frumoase care îmi plac de mor. O să și probăm câteva dintre ele dacă ne mai permite timpul, însă mai presus de orice vreau să le vedeți. Deci avem aici 76ers cu Iverson, Jonuțule, este un clasic. Cine înțelege costumele astea cu adevărat înțelege și ce piese am reușit să găsesc. Ăsta este nu atât de important, dar mișto și el, cu Carter. Vince Carter a fost unul dintre cei mai scunzi basketbaliști ai tuturor timpurilor, Jonuțule. Un atacant de milioane. El arunca de cele mai multe ori cel mai bine de la 3 puncte, din câte mi-amintesc eu. Corectați-mă la comentarii dacă greșesc. Ăsta chiar că este o piesă de rezistență, Jonuțule. Dennis Rodman. Pantalonii îi știți pentru că vi am arătat în vlog, dar acum vreau să vi le arăt și pe umerașe. Acum o să scot două bucăți deodată, pentru că avem echipamentul, dacă nu mă înșel, de home și de acasă. Aba nu, ăsta e echipamentul principal.
principal și ăsta este echipamentul de când cineva are tot galben, dar nu se poate purta pentru că e la ăia acasă. Eu așa știam că se făcea treaba, știu că așa este la fotbal. În orice caz, Jonuțule, Johnson pe tricoul ăsta, nu-i ceva wow, Lakers pe tricoul ăsta, ăsta, a, nu, tot Johnson e, le-am întors invers. Sunt cu Johnson amândouă, de ce? Pentru că așa le-au făcut cei de la, nu știu dacă sunt Nike astea, pentru că să știți că m-am uitat pe ele și sunt Mitchell & Ness. Lucru pe care o să-l vedeți, ce credeți, acum îmi dau seama, și pe astea de la Supreme, fraților, care sunt tot cu Mitchell & Ness. Deci nu știu cine sunt Mitchell & Ness ăștia, dar cu siguranță sunt ceva blană dacă și NBA și Supreme colaborează cu ei. Pe mai departe, pentru că sunt extrem de pasionat de costume și pentru că sunt foarte practice la concerte, fraților. Deci mi se pare că Dumnezeu a scos aceste costume de NBA ca să-mi ușureze treaba atunci când am câte 4-5 concerte pe săptămână. Doar vin la standerul ăsta acum și le iau, le-am aruncat în bagaj și putem pleca. Aici mi-au plăcut foarte mult culorile. Nici nu știam de echipa asta Atlanta, nici nu știu cum îi cheamă, nici nu știu cine e Young ăsta. Dacă vreți să-mi scrieți și mie la comentarii să nu mor prost, pentru că n-am stat să caut înainte pe Google, vă rog frumos să-mi spuneți cum se numește. Atlanta și mai cum, că nu știu. Și dacă este costumul lor oficial. Ăsta este un costumaș pe care l-am primit de ziua mea cadou de la Răzvănel, Jonuțule, și de care sunt foarte mândru, pentru că mi se pare că animerii culoarea foarte mișto. Este portocaliul meu preferat. Ăsta este dintre costumele vechi pe care le știți, cumpărat de la Jordan. Vă vând un pont. Dacă vă plac astfel de costumașe, căutați pe oriunde mergeți magazinele Nike, nicio reclamă, fraților, care au și secțiunea de basketbol. În secțiunea de basketbol o să mai găsiți astfel de costumașe. Astea sunt cele vechi pe care le știți deja de la concertele mele. Acum o să vedem o chestie care pe mine m-a bucurat foarte tare. Am tricoul ăsta cumpărat de vreo 3-4 ani, mai eu ăsta de fapt. Nu-l purtam deloc, fraților. De ce? Pentru că n-aveam pantalonul la el. Și ce credeți? Acum, în Berlin, i-am găsit și pantalonul. Deci, oficial, am costumul complet și o să-l pot purta și pe acesta. În altă ordine de idei, ăsta este un Bulls, dar este un Bulls din colecția veche. N-am vrut să mai cumpăr Bulls-ul roșu pentru că îl am. Îl am și pe măsurile potrivite și este cu DeRozan. Apar n-am cine e DeRozan ăsta, să înțepenească Jacksoneta dacă am auzit de el. Brooklyn. Bă, telefonul meu este atât de handicapat încât trebuie să vă recunosc un lucru. El sună și pe Asylum. Nu știu ce se întâmplă cu el. Mă gândesc că poate e gelos. Eu așa spun tot timpul. Gele era gelos când urma să vină Lambo. Telefonul este gelos că urmează să vină telefonul nou. Aici e o invenție făcută de mine, dar n-are nicio treabă cu Lakers. Eu nu pot să cred că are vreo treabă cu Lakers costumul ăsta pe alb. Dacă ziceți voi ceva contrar, vă rog să-mi spuneți. Cu niște pantaloni potriviți de mine, dar se vede că nu e set dacă te uiți atent, pentru că în primul rând stripe-urile nu sunt aceleași. În continuare, bă, și unde e la alb? Sper că e la spălat. Mai am un costum care nu este neapărat de NBA, dar este unul dintre cele mai iubite de mine. L-am și pe alb cu dungulițe roșii, l-ați văzut la o tonă de concerte. Îmi place foarte mult că stă într-un fel anume bine pe mine. Aici! Pe ăsta știți din vlogul din Berlin, Jonuțule, pentru că e vorba de Shaq, Jonuțule, Shaquille O'Neal, n-aveam cum să nu iau acest maieu. Acest maieu poate fi combinat atât cu pantalonii de la ăsta, cât și cu pantalonii de la ăsta. Și în spate aici deja ajungem la maieuțe care nu sunt neapărat și cu pantaloni, Jonuțule, dar care mi-au plăcut foarte mult. Pe acestea le-am păstrat, vi le arăt ce sunt rămase la mine și o să vă mai spun în felul următor. Încă am un sac pe care l-am pornit de îndată ce am ajuns din Berlin cu toate maieurile de NBA care nu îmi mai plac sau poate nu mai vin sau poate sunt dubluri cu măsuri mai mari și mai mișto din cele pe care le-am cumpărat deja. Și ce am făcut, fraților? Am făcut un săculeț. Stați așa, să nu credeți că vă mint. Pentru că mie îmi place să lucrăm cu adevărul adevărat. Am pornit un săculeț și știu că o să vă supărați pe mine, dar în aceeași ordine de idei vreau să înțelegeți că este mult mai important ce urmează să vă zic. Acestea sunt unele dintre maieurile și shorturile. Avem și Lakers, adică nu facem vrăjeală, da? Dar sunt măsuri mici sau maieuri care nu mai plac neapărat. Știu că mulți dintre voi mi-ați spus, domne, dați-mi-le nouă, foarte mulți prieteni mi-au spus, domne, trimite-mi și mie, dar cred că mai important și mai frumos este să le trimitem copiilor de la Fundația lui Codin Maticiuc, unde știți foarte bine că merg înainte de fiecare schimbare de sezon, urmează să vină anotimpul rece, știu că nu este normal să le aduc acum haine de vară, dar proverbul spune așa, fă-ți iarna car și vara sanie, Jonuțule. Și pentru că eu, când se termină sezoanele, fac ordine în haine, urmând să le pregătesc pe cele de sezonul următor, ne pregătim cu sacii de hăinuțe pentru copiii de la Fundația Metropolis. Și din ce v-am arătat mai devreme, Jonuțule, pe ăsta îl știți deja. Pe acesta îl știți dacă v-ați uitat la vlogul din Berlin, dacă nu v-ați uitat, este unul dintre cele noi. Ăsta este dintr-o colecție veche, H&M Moschino, fraților, da. Nu l-am mai purtat de o grămadă de vreme, zice Cori din spate, dar acum că încep să mă dau din nou pe stilul ăsta, care vă spun sincer că întotdeauna mi-a plăcut, o să încep să le report și mai
avem aici și cele două fetițe pe care vi le-am arătat mai devreme din gama baseball. Deci cam atât din garderoba mea nouă, sports-based, Jonuțule. N-am mai apucat să probăm și astea noi pentru că voiam mai mult să vi le arăt decât să le probez. Dar dacă vreți să vedeți cum arată, vai, uitați-vă mă la el cum s-a pus pe chiloții mei, mene. Și ăștia sunt tot din colecția lucruri nou cumpărate, Jonuțule, dar bănuiesc că ați văzut. Și după cum vă spuneam, dacă vreți să vedeți hainele cum arată pe mine, probate în cel mai frumos mod posibil, stați geană pe Instagram, eu sunt Dorian zilele astea pentru că vom face cel mai șmecher reel. Și nu uitați că dacă intrați acum pe grupul privat Hâț Private de pe Instagram, în momentul în care ne vom strânge 50.000 de membri, Jonuțule, vă voi spune primul indiciu concret despre produsul pe care urmează să-l lansăm în această toamnă. Până una alta, nu uitați să subscribe Dorian Popa și să aprindeți coțopelul pentru că în fiecare zi, cu surle, trâmbițe, gălăgie, ordine și disciplină, noi suntem aici înspre a vă face zilele mai frumoase și a vă așterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați să dați follow pe Instagram Corileve, eu sunt Dorian, follow pe Spotify Dorian Popa, like pe cel mai obosit om Facebook și de asemenea, țineți ochiumetrul pe www.dorianpopa.ro pentru că acolo surprizele se țin lanț. Și dacă aveți o curiozitate, așa pe sfârșit de vlog pentru cei care se uită, toată această colecție, tot acest standard, cred că valorează undeva, discount cu tot, că știți că am avut promoție, la 3.000-3.500 de euro. Nu mi se pare atât de mult, având în vedere că este o garderobă întreagă. Hăț, Jonule! Da, 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 să vină pe afo și pe lamba, da, da, nimeni nu se mișcă cum se mișcă ea, nimeni nu se mișcă cum se mișcă ea, da.